Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Gorj Obiectiv. Alături de mine în studio este domnul Constantin Burtea, candidat pe lista Consiliului Județean Gorj și din partea PRU. Bună ziua, bine ați venit, domnule Burtea. Salut, mâna, bine v-am găsit. Ne bucurăm tare mult că vă aflați astăzi aici și vă invit să faceți o prezentare, domnule Burtea, a CV-ului dumneavoastră. Sigur, în care o să ne spuneți și o să ne vorbiți despre experiența personală, profesională, care să vă recomande pentru un fotoliu de consilier județean? Da. În primul rând vreau să vă spun că sunt onorat să mă aflu în studioul dumneavoastră și că în minutele care vor fi alocate voi încerca să spun concis ce planuri avem noi cei din Partidul România Unită la nivelul județului Gorj, ce urmărim și ce dorim noi de fapt să facem și de ce vrem să ajungem în Consiliul Județean Gorj. Vreau să vă spun că m-am născut în Slivilești, în județul Gorj, în 1952. La vârsta de 10 ani am plecat în București și m-am întors după 50 de ani în județul Gorj. De ce? Foarte simplu. Din dragoste pentru locul în care m-am născut, pentru oamenii care îmi sunt rude, vecini, prieteni și așa mai departe. Plus că județul Gorj e un județ deosebit, cu un potențial turistic deosebit, cu oameni minunați, cu obiceiuri extraordinare. Pe scurt, aș vrea să vă spun că școala generală am terminat-o la București, liceul de asemenea, am făcut armata, stagiu militar de 2 ani de zile, un an și 4 luni de fapt, 72-73, am lucrat în Ministerul Muncii după aceea, apoi m-am transferat în Ministerul de Interne, la Direcția Financiară și apoi timp de 3 ani de zile am urmat cursurile școlii de ofițeri activ Nicolae Bălcescu din Sibiu, la specialitatea finanței intendență. De fapt, după aceea s-au despărțit cele două facultăți, au fost facultăți de sine stătătoare, finanțe și intendență. După terminarea, în perioada 81-84, după terminarea facultății, am obținut gradul de locotenent, am lucrat în aparatul central al Ministerului de Interne. A fost o șansă că am lucrat din 1980 cu această perioadă de 3 ani de zile la școala militară și apoi am revenit până în 2005, când m-am pensionat, am lucrat numai în Ministerul de Interne și șansa mea a fost că am lucrat în unități centrale. A fost o șansă pentru că am căpătat foarte, foarte multă experiență în probleme de management și am avut ocazia să învăț și să realizez multe lucruri în perioada aceasta. Mă refer și în plan profesional, dar și pentru cariera militară. În 1986 am intrat la cursurile Facultății de Agronomie din București, tot Nicolae Bălcescu, ca și școala de ofițeri de la Sibiu, pe care am terminat-o în 1990 și obținând diploma de inginer agronom. Am mai urmat după aceea, am mai făcut LASE încă un an de zile, iar cursuri din acestea am mai făcut foarte multe, dar n-aș vrea să intru prea mult în detalii, pentru că după aceea ar da senzația sau impresia că sunt lipsit de modestie. Dar situația asta este, că am făcut o serie întreagă de cursuri, cum ar fi cursuri de management, managementul aprovizionării, depozitării, managementul operațional și așa mai departe. În perioada cât am lucrat în Ministerul de Interne, am ocupat diverse funcții de ofițer inspector în corpul de control al Ministerului de Interne. Am fost șef de birou, șef de serviciu, diverse funcții pe care le-am avut de conducere. În 2005 m-am pensionat, m-am retras din activitate, am revenit în județul Gorj, la casa părintească și n-am stat prea mult. După 2-3 luni am fost chemat din nou la București și am înființat Poliția Locală a sectorului 4, unde am fost director general adjunct timp de 3 ani de zile, pe probleme economice. În perioada aceasta am mai făcut de asemenea un curs de înalți funcționari publici de un an de zile, care de asemenea mi-a dat un nou orizont și o altă viziune asupra modului de conducere a instituțiilor statului, a instituțiilor din România.
După aceea o serie întreagă de alte cursuri de management și cam aceasta ar fi pe scurt CV-ul meu. Din toată această autobiografie aș putea să spun că rezultă un singur lucru. Că mi-am făcut treaba acolo unde am fost, mi-am făcut-o bine, cu drag, cu devotament și că întotdeauna când cineva a spus burtea, a spus seriozitate și experiență. Asta este și sigla de pe calendarul meu electoral. Seriozitate și experiență. Și am hotărât să mă înscriu în Partidul România Unită, pentru că este un partid nou, un partid naționalist, un partid cu care îmi identific năzuințele naționaliste. Adică, vedeți dumneavoastră, dragostea de țară e deja a început să devină o noțiune puțin golită de conținut. În sensul că oamenii acum, pentru că nu sunt locuri de muncă, asta e o criză mondială, e o criză și la noi, că noi trecem printr-o criză profundă, o criză de identitate, o criză demografică, care culminează cu criza economică din România, pe care cu toții o trăim și am trăit-o și o trăim în continuare. Și vreau să spun că m-am identificat cu aceste idealuri, cu această ideologie naționalistă și militez pentru ca în România să existe românii noștri să fie în continuare patrioți, să-și iubească țara. Să facem în așa fel noi care ajungem la putere sau dacă electoratul ne va da această posibilitate să fim pe diverse trepte ale puterii în România să putem face ceva pentru poporul român în acest sens, să creăm locuri de muncă pentru ca tineretul nostru, familiile să nu mai plece în străinătate. Vă spun cu durere, doamna Novoceanu, când văd familii tinere, nu numai în Gorj, dar în primul rând aici unde trăiesc de câțiva ani, când am revenit la pensie aici, tineri care pleacă, au câte 2, 3, 4 copii, părinți bolnavi, pleacă soțul, rămâne soția cu copiii, rămân amărâți, pleacă și el, pleacă și ea, rămân copiii la bătrâni și bătrânii sunt vai de capul lor, n-au ce să le facă, ce să le dea, să mănânce, să-i îmbrace și așa mai departe. Vedeți, asta înseamnă durerea pentru românul de rând. Că deși sunt mulți, foarte mulți, că ne sună din străinătate și ne spun foarte bine faceți, asta este o politică foarte bună pentru români, să încercați să faceți ceva pentru noi, ca noi să rămânem în țară, să avem unde munci și unde trăi. Și spuneam că te doare sufletul când vezi asemenea familii destrămate. Asta înseamnă deznaționalizare. Asta înseamnă ca românul să-și piardă identitatea. Latinul nostru spunea bună oară, patria ubi bene, adică patria este acolo unde ți-e bine. Nu este adevărat. Nu trebuie să fie adevărat. Acest dicton trebuie să-l aplicăm aici, în România. Să facem în așa fel încât în România să putem spune, da, asta e țara noastră, aici ne simțim bine, aici trăim și noi și copiii noștri și nepoții noștri și cum au trăit și străbunicii noștri. E mult de spus aici. Este... Când spui că nu există locuri de muncă, sigur că nu poți să dai vina numai pe cei care au fost la guvernare înaintea noastră. Este o criză totală, o criză mondială. Dar pe de altă parte, noi, cei care venim la putere, cei care vom guverna această țară, trebuie să găsim metodele și căile necesare pentru a aduce investitori străini, pentru a crea locuri de muncă în infrastructură și așa mai departe. Vedeți, avem bani alocați pentru infrastructură, de exemplu. Avem în perioada următoare, 2016-2020, avem 9 miliarde de euro numai pentru infrastructură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, Partidul României Unită, am putea să transpunem în practică un vis mai vechi al românilor de a avea un drum expres, un drum rapid, Târgu Jiu-Pitești prin Drăgășani. De ce? Că avem banii necesari. Vedeți, s-ar crea și locuri de muncă, s-ar ușura, ar fi mult mai ușor să se transporte, eu știu, mărfuri și așa mai departe, tot ce ar fi necesar în această infrastructură. Atrăgând investitori, vom crea și locuri de muncă. Avem un potențial fantastic în turism. Încă nu este suficient de bine explorat și exploatat acest potențial. Avem un potențial agricol extraordinar. Dacă vă spune că
dintr-un simplu calcul și din documentarea care am făcut-o, 40% din suprafața României, din terenuri, sunt deja, aparțin străinilor. E posibil așa ceva? 40%. Și avem o situație, cum să spun eu, țara noastră e binecuvântată de Dumnezeu cu de toate. Și cu turism, și cu dealuri, cu munți, cu tot ce e mai frumos în lumea asta, cu mare și așa mai departe. Nu le exploatăm. Și atunci vreau să vă spun un singur lucru. Dacă aceste potențiale care le avem, ale solului, ale subsolului, potențialul uman de asemenea, am reușit să le punem în valoare, sigur că și locuri de muncă ar fi mai multe și oamenii ar trăi mult mai bine. De exemplu, noi avem o situație mai deosebită, spuneam mai devreme că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Deci pe fiecare locuitor noi avem alocat din suprafața totală a terenului din țara noastră cam 6.000 de metri pătrați, adică 0,6 hectare, ceea ce nu prea are nimeni așa ceva. Încă nu putem să facem, să exploatăm cum trebuie acest teren. În acest sens ar fi necesare și ne-am pus în plan și în proiectul nostru de guvernare și de, gospodărire a județului Gorj, să creăm niște fermi, niște asociații agricole, niște microferme de asemenea. Asociațiile agricole ar avea rolul să punem în valoare toate terenurile care le avem. Vedeți, avem foarte, foarte multe familii de bătrâni, oameni amărâți, am oameni care nu mai au pe nimeni. Sau copiii sunt plecați în străinătate, cum spuneam, nepoții de asemenea. Ei nu pot să mai muncească terenurile și atunci ce facem cu ele? Le punem în valoare prin asociații. Dar ca să creăm aceste asociații, trebuie să umblăm, trebuie să facem, să creăm și legislația necesară, să convingem oamenii că e bine de așa, să facem așa ceva. Microfermele, de asemenea, să dea posibilitatea familiilor tinere să nu mai plece în străinătate. Să lucreze aici, terenul, să lucreze, dar de așa manieră încât să câștige bine pentru ei, pentru familiile lor, pentru copiilor, să nu mai fie nevoiți să plece. Dar pentru ca să ajungem la un asemenea nivel, trebuie să vă spun că noi, Partidul România Unită, considerăm că o societate sănătoasă, la nivelul întregii Românii, la nivelul Gorjului, la nivelul fiecărei localități, o societate sănătoasă, cum vă spuneam, trebuie să se bazeze pe trei piloni de bază. 1. Educație, sănătate și protecția și siguranța cetățeanului. Și de aici putem discuta, doamna Novăceanu, pe fiecare capitol sau cum doriți dumneavoastră. Și pornind de la educație, avem atât de multe de povestit și sunt atât de multe de făcut. Vis-a-vis de protestele care au loc în această perioadă și în sănătate și în educație. Exact, cred că da. De aici au pleca și ideile dumneavoastră. Sunt foarte multe și proteste. Vedeți dumneavoastră, de exemplu, dacă luăm educația, care e pilonul, unul dintre cei trei piloni de bază ai unei societăți sănătoase, păi s-au tot făcut niște experiențe în învățământul ăsta, că la un moment dat nu prea mai știu bieții copii ce să mai facă. Mă uit la mine, am nepoții care acum sunt în clasa 0, o fi bine, o fi rău. Se fac experiențe în continuare, deși noi avem până la urmă cel mai bun învățământ, așa l-am avut întotdeauna și vrem să rămână cel mai bun învățământ din Europa și din lume chiar. Dar pentru asta trebuie să facem niște eforturi. Trebuie să reabilităm școlile, să reabilităm grădinițele, creșele și așa mai departe. Trebuie să dotăm corespunzător aceste instituții, aceste școli, aceste grădinițe și creșe. Vreau să vă spun că noi încă trăim la nivelul unei societăți foarte slab dezvoltate în anumite localități. N-avem canalizare, n-avem apă, n-avem aducțiuni de gaze. Încă copiii, se mai întâmplă atâtea accidente și le vedem prin mass media și ne îngrozim de ce se întâmplă în țara noastră și în școlile noastre, instituțiile noastre. Avem multe de făcut, de reabilitat. De asemenea, personalul didactic trebuie cointeresat. Personalul didactic, profesorii, educatorii și așa mai departe, învățătorii, trebuie să fie cointeresați, să fie motivați cu un salariu de așa manieră încât ei să rămână de asemenea în țară și să se dedice
acestui domeniu al învățământului. Și iar apropo de învățământ, vreau să vă spun ceva extrem de interesant. Nu suntem și nu vom fi de acord, mă refer la Partidul România Unită, ca din școlile noastre, din cursurile noastre la școli, să se scoată obiectul de bază, istoria patriei. Așa ceva e de neconceput. Iorga spunea că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. E condamnat de istorie. Și atunci, nu știu, am ajuns la concluzia că pe măsură ce vin niște guverne slabe, niște guverne care nu au oameni bine pregătiți, să ajung la asemenea idei năstrușnice, să scoți istoria din, eu știu, din școli. Și se poate vorbi mult despre învățământ, dar mi-aș permite să trecem la un al doilea pilon de bază, cu permisiunea dumneavoastră, și anume al educației. Al învățământ, partea sanitară, pilonul sanitar, iertați-mă. Deci sănătatea pentru oameni este extrem de importantă. Și la fel ca și în învățământ, avem niște lacune, niște probleme deosebite aici. Spitalele, în mare parte, pe vremea guvernului de tristă amintire, nu-l mai pomenim să nu ne meargă rău, vorba de Boc, Udrea și așa mai departe, au desfințat enorm de multe spitale. Și au rămas foarte, foarte multe clădiri. Mă refer la, nu numai la județul Gorj, dar în primul rând la Gorj. Au rămas foarte multe clădiri care sunt dezafectate și care nu prea știu primarii, nu prea știu oamenii, edilii acestor localități, ce să facă cu ele. Noi, Partidul România Unită, avem următoarea propunere și vom milita pentru aceasta. Să reînființăm acolo unde este cazul, adică la câteva comune trebuie neapărat să avem un spital. Pentru că sunt oameni bolnavi, oameni amărâți care pur și simplu nu se pot deplasa la zeci de kilometri. De exemplu, dintr-un sat uitat în, eu știu, în sud-estul Gorjului, să zicem, să vină la un oraș cum e Târgu Jiu, la municipiul Târgu Jiu și așa mai departe. Deci să se înființeze aceste spitale. Iar acolo unde nu se poate face treaba asta, avem următoarea propunere și anume să înfițăm, să facem niște cămine spital în unele din aceste clădiri unde au fost, care au fost dezafectate. De ce aceste cămine spital? Foarte simplu. Pentru că avem, cum spuneam, bătrâni singuri. Bătrâni care sunt bolnavi. Nu mai au pe nimeni pe lume. Au și niște pensii foarte mici. Asta e un alt capitol pe care vreau să-l dezvolt în emisiunea dumneavoastră, referitor la pensionari, pentru că eu sunt și președintele Departamentului de Pensionari din cadrul Partidului România Unită, filiala Gorj, și mă interesează foarte tare soarta acestor pensionari. Pentru că și eu sunt pensionar și știu ce înseamnă, trăiesc alături de pensionari și știu, văd cu ce probleme se confruntă aceștia. Căminele acestea spital să vor înființa măcar unul tot așa la 5, 6, 7, 8 comune. Dar să fie pe o anumită zonă un cămin spital, să zicem, domnule, uite, oamenii ăștia amărâți care n-au niciun Dumnezeu, acolo îi vom duce, pentru că ei sunt, până la urmă, doamna Năvăceanu, cei care au construit țara asta. Și eu, alături de ei, asta am făcut, am construit această țară, am construit acest județ. Și te doare sufletul când îi vezi cum au ajuns, ca niște umbre, n-au asistență medicală, n-au de niciunele. Și noi, statul, noi, guvernanții, ei, guvernanții, ce fac? Eu mă refer, noi, statul, când vom ajunge la conducerea acestei țări, să facem ceea ce trebuie să facem pentru pensionari. Pensiile lor sunt extrem de mici. Unii dintre ei de-abia își pot asigura cu banii care îi obțin din pensii medicamentele necesare pentru traiul de zi cu zi. Și medicamentele știe toată lumea că asta înseamnă să-ți prelungești viața cu încă o zi și încă o zi și așa mai departe. E trist, dar asta este. Situația în mediul rural este extrem de grea. Nu sunt canalizări, nu există apă potabilă în multe localități, nu sunt aducțiuni de gaze nici pe departe
Și acestea sunt niște probleme care ar trebui rezolvate dacă reușim să întrunim numărul suficient de voturi pentru a intra în Consiliul Județean și a avea majoritatea acolo pentru a impune aceste proiecte pe care le dorim. Sigur că pe lângă reabilitarea acestor școli, pe lângă reabilitarea spitalelor, mai avem multe de făcut la sate, la orașe și așa mai departe. Intenționăm să promovăm niște proiecte de legi pentru ca punctul de pensie al pensionarilor să fie mărit. Cum spuneam, sunt pensiile mici și nu se descurcă oamenii cu acestea. Și când mă gândesc că unii au furat milioane de euro și cu acești milioane de euro ar putea crește aceste pensii, s-ar putea asigura. Și încă un lucru pentru bătrânii noștri, pentru pensionari, vedeți dumneavoastră, revin la, ca un leitmotiv, la locurile de muncă, dar asta este, nu putem trece peste ele. Dacă reușim să creăm locuri de muncă, atunci tinerii noștri au grijă și de acești bătrâni. Și în același timp, vedeți, noi avem la nivelul Gorjului, am avut acum 4 ani 85.000 de pensionari. 85.000. Acum mai avem vreo 80 și ceva de mii. Vă propun o scurtă pauză de publicitate, sigur, domnul Burtea, după care venim în studio și continuăm cu proiectele pe care dumneavoastră le propuneți gorjenilor din calitatea de candidat la Consiliul Județean Gorj, așadar publicitate. Okay. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, alături de invitatul meu, domnul Constantin Burtea, candidat la Consiliul Județean pe lista Consiliului Județean Gorj din partea PRU. Domnule Burtea, ne vorbeați înainte de pauza de publicitate despre proiectele pe care Partidul România Unită le are, atât la nivel național, cât și pliat, iată, pe problemele gorjenilor și o să vă rog să continuați cu aceste proiecte. Da. Înainte de a continua cu aceste proiecte, vreau să vă spun, doamna Novoceanu, că noi, Partidul România Unită, îmbinăm entuziasmul tineresc cu experiența oamenilor mai în vârstă, cum sunt eu. De exemplu, la nivelul județului Gorj, candidează pentru funcția de primar tânărul Robert Bugă, un tânăr excepțional, foarte, foarte bine pregătit, candidează din partea Partidului nostru România Unită, cu șanse reale și îmi place mult de tot. Dacă ar exista asemenea tineri, cu siguranță am schimbat multe la nivelul județului și nu numai la nivelul județului. Și spuneam că îmbinăm acest entuziasm cu experiența oamenilor mai în vârstă, cum sunt eu. Sigur că și noi ne putem aduce aportul, pentru că, vă spuneam mai devreme, am fost cei care am construit această țară și nu ne e indiferent ce se întâmplă cu țara noastră, cu poporul nostru. Ca și proiecte în continuare, v-am spus că avem de gând să reabilităm școlile, căminele, grădinițele, creșele, școlile. Vrem, de exemplu, la nivelul Târgu Jiului să reabilităm spitalul municipal, să-l dotăm în mod corespunzător, iar în special secția de pediatrie să o reamenajăm și să o dotăm, să o utilăm cum trebuie. Ne doare sufletul când vedem câți copii, câți bebeluși mor, câți oameni în vârstă, câți au murit din cauza microbilor, bacteriilor și așa mai departe care există și a slabei dotări care există în spitalele noastre. Și de aceea vrem să facem neapărat această treabă. Și vom trece de asemenea spitalul municipal, vrem să-l trecem în subordinea Consiliului Județean și să-l dotăm în mod corespunzător, pentru că altfel vedeți ce se întâmplă și avem numai probleme și numai necazuri. Un proiect care îl avem de asemenea la nivelul nostru al PRU-ului pentru județul Gorj, vrem ca în cadrul Consiliului Județean, bineînțeles, avem acest dacă vom întruni numărul necesar de voturi, să creăm o direcție de branding. Ce înseamnă asta? Să facem o direcție care să identifice produsele noastre tradiționale, cum ar fi varza de băleș, să zicem, miile de tizmana, suica de, mă rog, că sunt multe localități care sunt specializate pe acest produs, brânza de novaci și așa mai departe, să le identificăm
să le ducem la OSIM, să le promovăm și apoi să facem niște branduri din ele la nivelul județului Gorj și nu numai. Asta e o treabă pe care vrem neapărat să o facem pentru gorjenii noștri. Avem în vedere, de asemenea, băile Săcelu. Avem acolo, băile Săcelu merg de 26 de ani de zile, merg pe profit. Ele sunt în subordinea CEO. Avem director acolo un domn, pe domnul Ștefan Cherciu, care a reușit să aducă pe profit această stațiune. Vrem de asemenea să o trecem în subordinea Consiliului Județean pentru a fi modernizată, pentru a fi capacitată așa cum trebuie. Pentru că are posibilități și are resurse care trebuie puse în valoare. Avem în vedere, de asemenea, vă spuneam de drumul acela rapid pe care vreau să-l facem, avem în vedere faptul că 37 de milioane de euro vor fi alocați în următorii ani pentru întreținerea drumurilor. Și vedeți dumneavoastră, banii ăștia care au tot intrat în Consiliul Județean, nu vreau să fac atac la persoană, pentru că întotdeauna am fost un om cu coloană vertebrală, un om integru și m-am bazat pe duelul concepțiilor, duelul ideilor, nu a mizerilor care au existat în politică și încă mai există. Deci nu, atac la persoane și așa mai departe. Dar vreau să punctez faptul că vom cere, când vom ajunge la conducerea Consiliului Județean, prin președintele nostru Rudi Bugă, ca președinte al Consiliului Județean, și vom avea și numărul suficient de consilieri, să cerem un audit pe ultimii 10 ani la Consiliul Județean pentru a vedea și a constata. Și dacă e cazul, să spulberăm acest mit care există, că au intrat bani și nu se regăsesc în drumuri, în asfaltări și așa mai departe. Să vedem exact ce s-a făcut cu acești bani. De asemenea, avem alocați bani importanți pentru perioada următoare și cu acești bani se pot face foarte, foarte multe, se pot face foarte multe drumuri, foarte multe asfaltări. Și le vom face. Vă spuneam că pentru că reprezint pensionarii, m-am gândit că din cei 80 și ceva de mii de pensionari cât există la nivelul Gorjului, și deocamdată mă refer la Gorj, o mare parte din acești pensionari au fost în cadrul mineritului. Li se dădea doamna Novăceanu până în 2010 la pensiuni, până în 2015 la angajați, la activi, ca să zic așa, li se dădeau 10 tone, 8 tone de cărbune, iar la pensionari până în 2010 li se dădeau 4 tone de cărbune. S-a asistat acest drept, ca să zic. Din ce cauză? Deoarece CEU are multe datorii, asta a fost, eu știu, motivația respectivă și vreau ca acești pensionari să-și primească această cotă de 4 tone. Vedeți, în diverse domenii de activitate se fac niște înlezniri. La ceferii se dau bilete gratuit pe CFR, mai știu ce în ce alte domenii de asemenea să fac niște înlezniri pensionarilor respectivi. Și atunci stăteam de vorbă cu pensionari din minerit, din zona în care locuiesc, zona Turceni, între Turceni și Motru, cu foarte mulți oameni am discutat și îmi spuneau: domnule, dacă ni s-ar da înapoi cota de 4 tone, s-ar face un act de dreptate. Și cred că trebuie făcut acest act de dreptate. Cum vom proceda? Prin oamenii care îi vom avea în guvern, prin oamenii care îi vom avea în, și sperăm să avem cât mai mulți în Senat, în Camera Deputaților, să impunem anumite proiecte de legi care să le dea oamenilor drepturile înapoi. De asemenea, mă referam la pensii. E vorba de punctul de pensii. E vorba de încadrarea în categoriile respective. Pentru că una e să lucrezi în subteran și să fii încadrat într-o anumită categorie și alta e să lucrezi la suprafață. Sunt niște chestii care trebuie lămurite și oamenii li se acorde aceste drepturi și să vadă că, într-adevăr, în țara noastră, statul este pentru oameni, nu este împotriva oamenilor. Vedeți, și dacă e să discutăm această problemă a statului român, care ar trebui să protejeze românii,
Ar trebui să-i asigure, să le asigure tot ceea ce au nevoie, să le asigure protecția, să poți să mergi pe stradă cu fruntea sus fără a fi, eu știu, să ai teama că vei fi jefuit, că vei fi tâlhărit, că vei fi, eu știu, vei păți cine știe ce, tu și familia ta. Și de aceea instituțiile statului, jandarmerie, poliție, pompieri, SRI și așa mai departe, serviciile care le avem și avem, slavă Domnului, destule, trebuie foarte bine ancorate în realitățile noastre și să răspundă în mod direct de starea care există în țara asta, starea infracțională și așa mai departe. Și apropo de acest lucru, aș vrea să vă spun că noi suntem Partidul România Unită, un partid naționalist care ne iubim poporul și țara. Nu suntem împotriva oamenilor care vin de nu știu unde, din calea războiului. Ne pare rău de ei, că suntem oameni, înțelegem pe musulmani. Dar vedeți dumneavoastră, vin în țara noastră, trebuie să le asigurăm niște drepturi. Și în momentul în care dai la un refugiat o sumă mai mare decât unui copil căruia îi dai 80 de lei pe lună, ești deja în derizoriu. Sau, eu știu, aduci o grămadă de musulmani în țară, dai toată țara peste cap. Printre aceștia vin oameni care se ocupă de lucruri altfel decât ar trebui să se ocupe. Adică nu sunt numai oameni sinceri și curați. Vin și teroriști. Și atunci noi trebuie să avem grijă de populația noastră, de copiii noștri, de nepoții noștri, de ai noștri. Țara este a românilor. Îi tolerăm. Suntem foarte, foarte toleranți noi. Foarte toleranți românii. Dar trebuie să avem grijă. Limita, răbdarea noastră are și ea o limită. Și nu trebuie să, guvernanții nu trebuie să ne opună la încercare. Nu trebuie să facă treaba asta. Prin președintele nostru, Bogdan Diaconu, noi, partidul, ne-am spus punctul de vedere în multe, foarte multe ocazii de acest gen. Nu vrem moschee în capitala țării. Nu vrem musulmani și așa mai departe. Domnitorii noștri au luptat ca pământul ăsta să fie al românilor, iar noi plecăm cu milioane. Suntem milioane de oameni, de români, doamna Novăceanu, care au plecat românii noștri din țară. Câteva milioane. În locul lor, ce facem? Aducem musulmani. Asta se dorește pe plan internațional. Că orice om cu mintea limpede, orice român care gândește românește, își dă seama de treaba asta. Măi, oameni buni, ce facem cu țara asta? O dăm la alții degeaba? Chiar nu mai există român patrios care să conducă țara, să punem în fruntea guvernului și a țării? Asta dorim noi, să reabilităm țara, să o reconstruim prin mijloacele cele mai, eu știu, cele mai legale, ca să zic așa. Să capacităm toți românii de bună credință, să-i aducem alături de noi și să coagulăm aceste forțe pentru a ne impune punctul de vedere vis-a-vis de reconstrucția țării pe principii sănătoase. O să vă rog să-mi permiteți, domnule Burtea, avem pregătit, că tot vorbeați despre Robert Bugă ca fiind un tânăr foarte pregătit și din punctul dumneavoastră de vedere un om potrivit pentru municipiul Târgu Jiu, din calitate de candidat PRU la municipiul Târgu Jiu. O să rog colegii din regie să pregătească materialul pe care îl avem pentru a-l difuza, dar deocamdată încă nu este gata, iar când va fi gata, să vadă și telespectatorii noștri despre ce vorbeați dumneavoastră când ziceați că Robert Bugă este un om tânăr excepțional. Excepțional și un om pregătit. O să vă rog, știți cum este, vorbim despre proiecte, dar trebuie să vorbim și despre banii, da? Da. Și să-mi spuneți cam de unde credeți dumneavoastră că ar veni banii și dacă sunt bani pentru proiectele pe care dumneavoastră le propuneți. Așadar, care sunt sursele de finanțare? Sursele de finanțare, în primul rând, sunt fondurile Consiliului Județean, fondurile alocate Consiliului Județean Gorj. Sunt banii care provin din taxe și din impozite, sunt banii care ar trebui recuperați de la cei care ne-au devalizat țara și care, uitați, fac plimbări de colo-colo pe la tribunale, pe la DNA și așa mai departe. Trebuie înființată, și cred că s-a reușit sau e pe cale să se înființeze, o instituție
care să recupereze toți banii care s-au furat. Vedeți, una e să stea... Sunteți optimist. Da, da, cu siguranță. Da. Una e să stea un politician sau eu știu ce a fost el, a furat din banii țării milioane de euro și chiar miliarde și am proprietatea cuvintelor. Că încă, uitați care e treaba, încă sunt foarte, foarte mulți care au arest la domiciliu, stau bine mersi acolo, la televizor, viață frumoasă, trece și perioada aia, eu știu, de un an de zile, de doi ani de zile, că sunt în cercetări și au arest la domiciliu, li se dă un an de zile, doi ani de zile, cu suspendare sau fără, sau spun, da, aveți doi ani de zile și i-ați și făcut arest la domiciliu. E normal să fie așa. Și atunci avem nevoie, fără a se recupera banii pe care i-au tocat și pe care le-au dus în insulele nu știu care. Nu mai dăm denumiri, că sunt prea multe și... Paradisuri fiscale. Exact, paradisuri fiscale. Aveți dreptate. Vedeți, asta este o sursă. Evaziunea fiscală este în floare în România. Încă cei care lucrează în domeniul acesta al colectării taxelor și impozitelor, încă mai au foarte, foarte multe resurse în acest sens. Au foarte, ca să nu folosesc o expresie mai dură, încă mai au foarte mulți bani de recuperat. Deci bani ar fi, trebuie doar să știm, să-i căutăm și să-i alocăm acolo unde trebuie, pentru infrastructuri, pentru drumuri, pentru șosele, pentru canalizări și așa mai departe, pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. Vă spuneam mai devreme, apropo de pensionari și e tot vorba de fondurile respective, avem 80.000 de pensionari la nivelul Gorjului și 6 milioane de pensionari la nivelul țării. Ei, au fost mai mulți acum 4 ani și ceva, au mai rămas doar vreo 6 milioane și ceva. Sunt, eu știu, fondurile acestea ale pensionarilor, ale celor care sunt în pensionari, sunt asigurate de 1,8 milioane de oameni care lucrează. Populația activă a țării care lucrează, ca să zic așa, să ne asigure fondurile necesare în continuare pentru a primi pensiile respective și pentru a avea și ei la rândul lor, dumneavoastră tinerii, să aveți în continuare pensiile respective. Deci există mulți, foarte mulți bani. Vedeți dumneavoastră, în timp ce se tăiau alocațiile la copii, se tăiau pensiile, unele extrem de mici, la pensionari, se tăiau salariile, oamenii au ajuns pe drumuri și au pierdut case și așa mai departe, unii s-au sinucis din cauza guvernării Boc, dar mi-am propus să nu mai mă refer la această tristă guvernare, dar nu se poate altfel, că nu se poate dacă nu explici cauzele care au determinat ca acest popor să ajungă în halul în care a ajuns. Dacă nu s-ar fi făcut aceste hoții la drumul mare, din banii publici, eu cred că alta era situația poporului nostru. Și la nivelul țării, v-am spus, sunt 6 milioane de pensionari și 1,8 milioane de oameni care muncesc. Și va trebui să milităm pentru, din nou spun, a nu știu câta oară, pentru a găsi locurile de muncă necesare. Nu e greu, nu e foarte ușor să le găsești. Că toată lumea e conștientă de treaba asta, dar trebuie căutați investitori, trebuie aduși în țară, dar ca să aduci investitori, trebuie să le creezi condițiile necesare. Ce vă spuneam mai devreme, dacă noi vom aduce aici la Gorj, vom reuși să facem un drum de ăsta expres până la Pitești și de la Pitești la București avem autostrada, sigur că altfel se vor pune lucrurile. Va merge totul mult mai rapid, va fi totul mult mai ușor. Și sigur că investitorii vor veni și la noi și vor crea și locuri de muncă și vom avea și fonduri. Deci sunt multe. Și potențialele care le avem noi, potențialul turistic. Dacă reușim să-l punem în valoare, doamna Năvăceanu, cu frumusețile care le avem noi în Gorj, cu oamenii de valoare, cu Brâncuș și așa mai departe, mă gândeam la un moment dat, uitați la mine în zona acolo, în Slivilești, este o culă care a fost construită în 1816. A început în 1816, s-a terminat în 1821. Începută de Răducanu Cioabă, boierinașul Răducanu Cioabă și după aceea terminată de boierul Chintescu, Grecescu și așa mai departe. Dacă aceste monumente istorice n-ar fi lăsate de izbeliște, și nu mă refer în primul rând, că această culă a fost acoperită de actualul primar și e meritul lui,
că a făcut treaba asta ca să nu se degradeze, dar mă refer la nivel de județ, că sunt foarte multe cule și acestea sunt niște monumente istorice care trebuie puse în valoare. La nivelul țării, de asemenea, avem extrem de multe monumente istorice. Și dacă am reușit să le punem în valoare și frumusețile naturale, și bogățiile subsolului, și aceste monumente, sigur că altfel ar fi situația și a locurilor de muncă, pensiunile care trebuie să fie făcute la noi, dar să se creeze legislația necesară și oamenii să fie încurajați prin diverse, eu știu, prin diverse facilități care li s-ar da. De exemplu, vreau să vă mai spun ceva. Noi avem foarte, foarte mulți oameni care muncesc în agricultură. Că nu se poate. Fie că sunt oameni în vârstă și atât pot ei să facă, dar produsele noastre nu reușesc să ajungă în supermarketuri. Și atunci cam 70% din produsele care există în aceste hipermarketuri sunt din exterior, da, din import. Suntem la final, domnule Burta, dar o să vă rog foarte, foarte pe scurt un mesaj pentru alegători. Deci chiar nu mai avem timp pentru altceva, dar în acea cameră un foarte scurt mesaj pentru alegători. Stimați gorjeni, Partidul România Unită dorește un singur lucru. Dorește binele dumneavoastră. Dorește ca jaful acestei țări, că n-a mai rămas decât apa și aerul să ne-l fure și să-l dea străinătății, jaful acesta să stopeze. Cei vinovați să umple pușcăriile, iar viața dumneavoastră să se îmbunătățească. Aveți în față un om care a avut o carieră militară toată viața. Sigla mea la candidatura către Consiliul Județean este seriozitate și experiență. Vă promit că dacă ne veți vota, va fi bine pentru județul Gorj. Mulțumesc mult de tot, domnule Burta. Și eu mult vă succes mulțumesc în această campanie electorală. Mai aveți foarte puțin timp, o săptămână la dispoziție, să câștigați încrederea gorjenilor. Baftă multă, vă mulțumesc doamnelor și domnilor și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Noi ne revedem mâine, până atunci toate cele bune. Robert Bugă este cel mai tânăr candidat la primăria Târgu Jiu, la doar 26 de ani, intrând în cursa pentru cea mai importantă primărie din județ, din partea PRU. Cu toate că este abia la început de drum în carieră, experiența profesională acumulată până acum este una impresionantă și îi dovedește ambiția și competitivitatea. Absolvent al Colegiului Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu, profilul matematică-informatică, Robert Bugă și-a definitivat studiile superioare la Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice București și a obținut un master privind managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul aceleiași academii. Ca și studii postuniversitare, în CV-ul lui Robert Bugă se mai adaugă și Colegiul Național de Apărare, ca și o serie de calificări cum ar fi cea de auditor intern, controlor financiar sau coordonator transport. O serie de cursuri efectuate atât în țară cât și în străinătate au ajutat la perfecționarea profesională a candidatului PRU la primăria Târgu Jiu, fapt ce a făcut ca Robert Bugă să aibă o carieră strălucită, cu toate că este foarte tânăr. În prezent, candidatul Partidului România Unită este antreprenor în domeniul transporturilor de mărfuri și lucrează la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, ca și ofițer de recuperare credite, remunerat de către Comisia Europeană, fiind și persoana de contact a Comisiei Europene în România pe probleme legale și financiare. Ultima misiune o îndeplinește în spiritul binelui public, participând la workshop-uri și conferințe menite să informeze potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de Comisia Europeană despre diverse oportunități sau probleme pe care le-ar putea întâmpina. Experiența avută în domeniu constituie un atu pentru candidatul PRU în cursa pentru primăria Târgu Jiu, deoarece un primar cu experiență și calificare în accesarea fondurilor europene ar putea înlesni punerea în practică a multor proiecte necesare municipiului. Robert Bugă și-ar dori ca și viitor primar să structureze administrația municipiului conform orașelor europene, să inițieze realizarea unui centru de colectare și reciclare inteligentă a deșeurilor, care să producă energie electrică în vederea micșorării facturilor de energie electrică, dar și să pună în valoare tinerii din municipiu prin organizarea anuală a concursului Târgu Jiu Smart City,
menit să stimuleze creativitatea acestora în vederea deschiderii accesului la informații publice, proiectarea sistemelor inteligente și conectarea sistemelor existente, având ca efect dezvoltarea serviciilor urbane în favoarea cetățenilor. Dacă târgujenii îi vor oferi șansa de a le deveni primar, Robert Bugă promite organizarea unui referendum după 2 ani de mandat, iar în cazul în care cetățenii se vor declara nemulțumiți de activitatea sa, își va da demisia din funcția de edil. Votează Robert Bugă la primăria Târgu Jiu.